Scorpion și ascendent Scorpion. Iată, Mercur revine în mers direct în Fecioară, ceea ce pentru voi este o zonă de socializare. Dacă până acum nu prea ați avut chef să vorbiți sau să ieșiți cu prietenii sau chiar v-au stresat, v-au dezamăgit niște prieteni, acum parcă reînvie pofta asta de interacțiune socială. Sunteți mai prezenți în online, mesaje, discuții, vă puteți împăca chiar cu un prieten cu care ați avut un conflict. Dacă vorbim și veți fi mai dornic să ieșiți la evenimente, să cunoașteți oameni noi și să știți că persoanele pe care le-ați cunoscut cu Mercur retrograd, dacă nu v-au plăcut la momentul respectiv, bine ar fi să lăsați intuiția să vorbească. Deci acum puteți să le mai dați o șansă, să mai discutați, dar dacă nu v-au plăcut de la început, atât, ascultați-vă intuiția. Bun, din punct de vedere profesional, este o perioadă bună să vă organizați, mai bine să duceți la succes un proiect în care sunteți implicați, să faceți progrese. Dacă sunteți într-un proiect de grup, să vă ajutați voi cu ceilalți, să primiți sprijin de la cineva, să vă ajute o persoană importantă, poate chiar și cu o finanțare, o sponsorizare de proiect. Poate aveți o idee foarte bună să deblocați un proiect care a stagnat și care va crea niște, nu știu, probleme. Adică, mai ales dacă este proiect în online sau în, nu știu, în zona asta de televiziune, radio sau proiect cu prietenii, dacă a fost blocat, șansele să-l deblocați sunt foarte, foarte mari. Dar, cum spuneam, casa prietenilor este aceasta, aveți grijă să nu aveți cerințe prea mari de la persoanele din anturaj, să nu aveți așteptări, să nu le cereți prea mult. Sau încercați și voi să oferiți pe cât cereți, să vedeți cum e treaba. Apoi, luna plină se formează în casa a șasea. Casa a șasea e casa muncii și a sănătății. Asta înseamnă că un capitol profesional se poate încheia, că un proiect profesional se poate încheia și voi puteți culege roadele, că veți avea ocazia să schimbați ceva, că este program de muncă, în programul de muncă legat de sarcini, legat de responsabilități. Vedeți voi, aici retrograda Mercur, v-a dus probabil stres, conflicte cu colegii, discuții cu superiorii, proiecte care stagnau, probleme la locul de muncă, stricat de laptop și etc. V-a adus, cum să spun, niște, cum să le zic, nemulțumiri. Bun, acum astea se pot rezolva. Puteți găsi soluții la ele, puteți găsi variante de împăcare cu colegii, de ajutat, vă ajutați împreună de data asta, nu mai sunteți fiecare pe treaba lui. Deci voi ca Scorpion, e vorba de muncă, s-ar putea să vă țineți tare acolo. Cumva vă puteți eficientiza munca și vă aduce Mercur, luna asta plină, vă aduce ocazia să vă dați seama, să vedeți, să luminează acolo sectorul ăla de viață, să vă dați seama unde pierdeți energie, unde pierdeți resurse, de ce nu funcționează ceva profesional. Și, apropo, lună plină, încheiere, da? Unii culeg roade profesionale, roadele unui proiect, iar unii își dau demisia, să spunem așa, sau încheie o legătură cu locul de muncă. Țineți cont că în preajma lunii pline, de când se formează și ulterior, poate să aducă neliniști, oboseală mai mare, stres, agitație și chiar și probleme destul de serioase la locul de muncă. De aceea trebuie să aveți grijă, inclusiv grijă cum vă desfășurați activitățile, acțiunile, cum așa, pentru că poate aduce nu numai energie, lipsă de energie, dar și concentrare, lipsă de concentrare. Deci aveți grijă și aveți grijă la sănătate. Dacă puteți la luna asta plină să faceți schimbări, să aduceți îmbunătățiri în viața voastră prin alimentație, prin dietă, prin sport, prin schimbarea rutinei zilnice, faceți-o. Că vă susține contextul astrologic.